Se for contínuo. Deixa-me alguma. Andei só uma vez. Baga bani în portaventură frumos. Bani bani, nu trebuie bani. E treaba ta cu banii, baga bani acolo. Ce o să fac acum? O să plec? O să... ce o să fac? Lasă sus eu. Păi e treaba ta, mă, femeie, ce faci? De ce nu l-ai sunat pe tata? Pe tata al tău să-l sun eu? Păi dacă nu l-am cunoscut și nu... Acum. Păi dacă nu-l cunosc, nu știu, nu l-am văzut în viața mea. De ce mă filmezi? Te filmez pentru că ai venit la mine la poartă și e prima oară când te văd. Spune-i, vreau să vorbesc eu cu tine, dacă se poate. Cu mine vorbești, nu vorbești cu altcineva. Ascultă puțin. Dar nu vreau să fie omul acesta. Ascultă-mă puțin, e prietenul meu și stă lângă mine. Face parte din familia mea, da. Tu, e prima oară când te văd, m-am trezit cu tine la poartă, da, și îmi spui că te fac să suferi, că copilul tău e cu mine, că l-am sunat pe tactul, e prima oară care te văd, da? Da, așa. Vreau frumos să închizi filmarea. Dar de ce? Filmezi pentru mine. Vreau să ascultă puțin. Care nu... Ascultă-mă puțin. Nu ești... ascultă-mă puțin. Nu ești pe live. Mă. Nu te... ascultă puțin. Da, e o filmare pentru mine, da? Și asta tot. Da, ești o țigancă frumoasă, nu am nimic de zis. Numai că e prima oară când te văd în viața mea. E prima oară când am contact cu tine. Nici pe Facebook, pe Instagram. Nu te-am văzut, nu te-am cunoscut, nu știu cine ești. Dar intră la mine în curte și mi-ai zis că mă iubești și că am copil cu tine și că nu știu ce, da? Eu ți-am zis că e prima oară care te văd și da, te rog frumos este. Pleci acasă, te rog frumos. Da, așa ar fi trebuit să-l consideri copilul tău, atât când mă iubești pe mine, ar fi trebuit să-l consideri copilul tău. Este prima oară când te văd, este prima oară în viața mea când te văd, da? Da, și te rog frumos, da? Poate te-ai droga, poate tu știi, e treaba ta să fii sănătoasă, da? Ai venit cu taxiul, da? Te rog frumos, du-te acasă. Haide, nu vreau. Ai făcut foarte... ascultă puțin. Eu știu de unde ești tu, habar n-am de unde ești. Du-te acasă. Păi eu aici stau, la Stefănești. E treaba ta de unde ești tu aici. Stau eu. Asta e poarta mea la mine acasă, la familia mea. Nu cred să... Am înțeles, du-te acasă la tine, nu mai stai la mine. Ai intrat la mine în curte, fără să ai acordul nostru, să zici mersi că nu te-a bătut cineva după aici de familia mea. Eu am copii mici în curte. Da? Am venit că sunt admiratoare și am venit admiratoarea mea stă afară la poartă, strigă, vorbește frumos. Admiratoare mai... Tu spui că ești gravidă cu mine, că ai fost gravidă cu mine, că băiatul e cu mine. Nu. Eu spun în felul următor. Așa zi. Închide ca să putem să vorbim. N-am ce să închid, uite. Și drept dovadă, ia de-mi telefon tot puțin, dar. În casă, nu știu. Cum? Te faci rolul Elis? Să-i fac rolul Elis? Da. Cine e Elis? Fă-te timpul la mea, nu mă mai enerva că mă enervez. Nu, stai o secundă. Sau e o minciună? Da, du-te și el, hai, du-te și el. Dă-te mai acolo puțin, te rog frumos, păstrează distanța de mine. Te rog. Dați un șir toată lumea, vă rog frumos, da? Dați un șir toată lumea, m-am trezit cu fata asta la poartă la mine. A intrat în curte, de fapt, la mine. Eu am copila și prin curte se jucau. Pe aici, prin curte și... Era poarta deschisă. Chiar dacă e deschisă, n-ai cum să intri într-o proprietate fără să ai acordul nostru, să zici mersi că nu ne-am purtat urât cu tine, da? Am ieșit să vorbesc cu tine, eu da? Am venit să vorbesc de tași fă să vorbesc eu acum. Tu. Așa, și am ieșit să vorbesc cu ea. Îmi spune că mă iubește. Care... Așa, care ce? Care da? Mai bine închide live-ul ca să putem să stăm de vorbă. Nu am cum să închid live-ul, trebuie să vadă lumea. Să faci public? Da, pentru că poate tu ești vreo nebună de aia care vrei să-mi faci probleme, iar eu sunt sătul de probleme. Eu nu vreau să-ți fac probleme, vreau să ameliorăm okay, și tași... să fie bine. Ce să fie bine? E prima oară care te văd. Mi s-a mai întâmplat treaba asta mie cu multe femei, frații mei, au venit la mine în curte și așa mai departe. Vreau acum, taci ca să vorbesc puțin și eu, după vorbim, îți promit că vorbim. Da? În momentul ăsta, uitați-vă ce o să fac eu, pentru că eu nu vreau probleme. Da? Sun eu la poliție. Stai, fă, alo, ia mâna, dă-te în pula mea că mă enervezi și te bat, dă-te în pula da, mea de nesimțită. Alo? Alo? Să rămână. Domnule, ce urgență aveți? Să rămână, mi-e de scuze că v-am deranjat. Mocanu Daniel m-am este... M-am deranjat auditiv, da. Îmi cer scuze, da. E o fată la mine la poartă și tot insist, a intrat în curte la mine. Cred că e sub influența...
cred că e sub influența drogurilor, nu știu. Nu o cunosc, e prima oară când o văd. Și am venit din cauza la copilul meu. Ce copil? Și am venit din cauza la copilul cum? La, la Ștefănești. Și am venit din cauza la copilul meu. Da? Deci Valea Turcului 77. Deci am venit din cauza la copilul meu. E prima dată când o văd în viața mea. Avem copilaj mici, a intrat în curte la mine, nu vreau să mă comport urât cu ea, am preferat să... Sunt la dumneavoastră. Stai aici până vine... Mocanu Daniel este numele meu, Dani Mocanu. Dani Mocanu. Da, da, da. Pentru că eu nu am venit la pe nimeni, eu sunt o admiratoare. Poliția va pune legătura imediat, da? Da, 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 ok, da. Bravo, mă, bravo. Ai făcut o tatam-tam degeaba. Băi, femeie, ascultă puțin, eu n-am nevoie de nebuni, da? Eu am nevoie de nebun, te rog frumos, da? Eu sunt sătul de problemele mele, e prima dată în viața mea când te văd. Alo, vă salut, vă salut. Vă salut cu respect, poliția. Vă salut cu respect și eu, da. Dani Mocanu este numele meu. Du-te la, la taxi, spune să nu plece nicăieri. Dani Mocanu este numele meu. M-am trezit cu o domnișoară la mine, la mine la poartă. A intrat în curtea mea fără să îi dăm voie. Avem copilaj mici și tot insistă. Cred că e sub influența drogurilor. Tot insistă că ea e... A fost gravidă cu... Nu, e prima dată când o văd, e prima dată. Am înțeles că trimite un echipaj de poliție până la noastră. Da, vă rog mult. Vă rog mult de tu, da? Salut, bine, 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 sănătate. Deci te rog frumos de mine să nu te atingi, da? Deci nu te bate nimeni, alo! Nu mai spune așa că nu te bate nimeni. Ai văzut că eu sunt sătul de probleme, am sunat eu poliția ca să vină să te ia de aici. Că nu vreau să te bat eu, să te iau cu forța, că mi-e la simplu. Care copil mi-a făcut mie rău? Ce copil? Am avut o treabă cu băiatul ăsta care eu nu mai am nicio treabă cu el. Despre ce copil vorbești, femeie? Despre copilul meu, despre Elis. Ai un copil, da? Da. Îl cheamă Elis, ai zis, da? Să-ți trăiască. Ce se întâmplă? Cu cine e copilul ăsta și ce legătură am eu cu copilul ăsta al tău? Copilul meu. Așa. Este... Este, așa, zi. Nu vreau să-mi vorbesc acum. Păi mi-ai spus că ai un copil Elis și că ce treabă am eu cu el? Ce treabă am eu cu el? Eu te întreb, ce treabă am eu cu copilul tău, Elis? Ce treabă am? Ai venit la mine în loc să vorbești frumos sau... Deviezi, ești drogată, ești... Lasă-mă în pace că... Fraților, s-a mai întâmplat odată așa, în urmă cu câteva luni de zile, a mai venit o blondă din Austria la mine acasă. A bătut-o mama, a bătut-o ăștia pe aici, pe la mine, vecinii și așa mai departe, pentru că femeia chiar făcea urât, femeia... Tași puțin. Femeia chiar făcea urât, se comporta foarte urât, intrase la mine în casă la ora de 11 noaptea, plângea după mine. Tași puțin, te rog frumos, tași puțin. Ok, vorbești când te întreb eu. Te simți în pericol? Mă simt în pericol. Păi ești la mine la poartă, ai venit tu, cum te simți în pericol? Mă simt în pericol. De ce? Mă simt în pericol și eu și copilul meu. Pe motiv că? Pe motiv că tu... Că eu zi? Ești un psihopat. Psihopat? Eu? Eu sunt ok, mă las, da. Așa, fraților, s-a mai întâmplat o dată cu o fată care a fost luată, adusă la nebuni, din câte am înțeles. Da? Plângea după mine pe aici, am ieșit frumos să întreb ce s-a întâmplat, ce așa și nu aveam ce să discutăm cu ea, că nu se putea, era sub influența drogurilor și acum e a doua oară. Da, eu nu m-am drogat, nu știu despre ce vorbește domnul Dani Mocanu. Este treaba ta. Cum mă numesc eu? Da, cum te cheamă? Larisa. Și mai cum? Larisa. Am înțeles. Bine, Larisa. Trebuie să vină poliția. Așteptăm să vină poliția, frații mei. Am făcut prea... Eu vreau să plec și nu sunt lăsată. Păi da, tu ești lăsată. Ești lăsată numai că taxiul nu poate să plece, că îi spune acum să nu plece. Stai o secundă. Ești lăsată, nu te ține nimeni. Uite pe live. Deschide puțin. Frățioare, nu pleca, te rog frumos, îți dai un milion. A chemat noi poliția ca să vină că uite, de fapt îți dai un milion acum, auzi? Ia, ascultă, te rog frumos, ia un milion de la mine, uite, și du-te. Nu, și mai auzi? Stai, nu, frumos, ca să vină poliția. Nu ești tu filmat. Frate, jur dacă ești filmat. Deci, ascultă-mă puțin. Nu mă, că aștept omul, nu pleacă omul. Nu pleacă, cum să plece? E plătit de mine, cum să plece? De când a rămas aici până la și 20 maxim, poți să stau că eu am altă... Ține milionul ăsta, te rog frumos. Te rog eu, ascultă, te rog mult. Bă, te rog, nu mă refuza, te rog, el. Așa. Și dacă vrei poți să pleci, ascultă că oricum o să vină poliția că am chemat. 20, i-am explicat și ascultă puțin, comandă. Du-te liniștit, te rog să te duci, da, ascultă. Da, mă, da, ori la, să rog, da. Cum? Du-te, tată, du-te că am chemat poliția eu ca să vorbească cu ea, că eu sunt sătul de probleme, îți dai seama, du-te liniștit. Ce să-i dai restul? Ascultă, ăia sunt banii... Frate, ascultă, stai puțin. I-am sunat la dispecerat, ți-am plătit un milion, te rog cum o să stai aici. Așa, și eu vă dau restul, că eu v-am spus că până la și 20 pot să stau. După care puteți să vă sunați la dispecerea să sunați aici, că nu e mașina aia la Dani. Auzi?
Ce rest? Ce rest să-ți dea? Ce rest să-ți dea? Că îți dai eu banii pe taxiu. Lasă că îi dai eu bani. Nu, lasă să vină poliția și dumneavoastră stați aici, vă rog frumos. Eu de ce să stau? De ce să stau eu? Eu v-am spus că până la și 20 am altă cursă, vă rog frumos să înțelegeți. Tată, ia-ți restul de la om, ia-ți restul de la om de acolo și du-te, hai. Ia-ți restul de la om. Tăticule, aruncă-i banii jos, te rog frumos. Auzi? Dă-i banii jos. Nu am putut să ajung. Vă faceți comandă, doamnă. Eu așa v-am explicat. Nu, vă rog frumos, tată, ați spus că mă așteptați. Ați spus că mă așteptați. Hai. Vă rog frumos. Uitați câte ceasul e și 7 minute. Tată, du-te, hai, te pup. Fugi, hai. Aruncă-i banii jos, hai. Hai, aruncă-i banii jos. Aruncă-i bani. Închide ușa omului să plece. Închide ușa. Închide ușa. A, nimic, mă, nimic, nu. Uite, deranja pe toată lumea, vezi? Toată lumea vine cu acea acum. Eu nu am de să fac... Păi nu faci nimic, nu-ți facem nimic, ești femeie, nu dăm nimeni în tine. Ba da. Ce ba da? Nu dă nimeni în tine, ești frumoasă. Ți-aș face altceva, dar nu pot că te-ai comportat urât. Te rog frumos, vorbește cum trebuie cu mine. Păi vorbesc. Băi, ascultă-mă, să ducă omul că i-am dat eu, gata. Ia banii și aruncă-i jos, uite, ești pe live, ce reclamație să-i facă? Omul, uite, ești pe live. Tăticule, te pup, uite aici. Gata, uite, i-a pus banii jos aici, i-a pus omul banii jos, restul femeii, băi, pleacă acolo, lasă-mă în pace, băi, n-auzi, mă? De cine m-a dat? Așa, ți-a pus omul banii acolo, te rog frumos să te duci să-ți iei banii de acolo, da, te rog frumos, da? N-ai înțeles? Ce treabă are cu tine, mă, copilului cu tine? Păi ăsta-i bolnav, păi dar eu ce fac, am sunat la poliție acum, nu vezi, vrei să fac probleme, vrei să-i dau vreuna, ce pula mea ești, nebun cu capul. Nu m-ai lăsat să plec, am vrut să plec. Bă, sora mea, nu te legă nimeni, poți să pleci, eu am sunat la poliție. Ai gândit taxiul. Pentru că prietenul este prietenul meu și nu-i dau voie să meargă cu oameni sub influența alcoolului sau drogurilor cu împreună. E foarte simplu. Dacă vrei să pleci, ești liberă să pleci. Ai înțeles? Nu îți face nimeni nimic, nu te ține nimeni, uite, ești... Eu pe n-am cum să plec pe jos. Păi tu știi cu ce vei pleca, dar am vrut să stai până... Sau vreți să mă băgați în casă să mă bateți? Nu, sora mea, ce să bate? Noi nu batem femeile, am sunat la poliție. Păi am înțeles că, măi, dar știu ce am înțeles. Hai ca să clarificăm așa. Situația, că toți suntem pe la aici, așa, suntem de vorbă, cum trebuie. Așa zi. Tu ești Dani Mocanu, da? Eu? Da. Nu sunt Dani Mocanu, sunt nepotul lui Schumacher. Nu-l cunosc pe Schumacher, nu-mi spune de nume pe care nu le cunosc. Eu sunt o fată obișnuită de la țară. Așa. Nu, te rog frumos să nu-mi pronunți nume de persoane pe care eu nu le cunosc. Ok, de ce ai venit la mine? De ce am venit la tine? Așa. Am venit la tine pentru că vreau să vorbim... Așa. Să vorbim. Ce să vorbim? Păi te ascult. Dar cui vrei nu să mi-arunc acum așa pe jos. Cui vrei să-i demonstrezi și ce vrei să demonstrezi? Nu, vreau să fiu... Scandal. Păi nu, ascultă puțin. Vreau să fiu sigur că... Vreau să fiu sigur că mie nu mi se înscenează ceva, da, de la voi femeile, da, nebune. Deci eu acum... Așa că eu sunt foarte transparent. Puțin timp am sunat la poliție pentru o sesizare. Ce sesizare? Ai sunat pentru o sesizare? Da, ai făcut tu o sesizare? Da. Așa. Nu știi să vorbești, corectezi eu, așa. Așa, zi. Așa, zi. Sunt timidă, m-am intimidat din cauza ta. Te cred. Așa, zi. Ai sunat la poliție pentru ce? Mă, dar ce mă filmezi după mine? Cu ce ocazie? Ți-am spus, vreau să fiu sigur că nu mi se înscenează ceva de la vreo nebună, de asta poate să vină vreo nebună ca tine să-mi arunce un kil de droguri în casă, în curte, să zică că a bătut-o careva, să zică că a agresat-o careva, nu. Cu copilul meu ce ai? Cu copilul tău? Da, ce ți-a făcut ție copilul meu? Păi dacă eu pe tine e prima oară care te văd, ce stai cu copilul tău? Cine e copilul tău sau cine ești tu? E prima oară când te văd. Lasă-mă ca asta, mă, tu ai făcut bine ce ai făcut. Ce-am făcut bine, ce-am făcut? Ai făcut bine ce ai făcut. Ce anume? Ce-am făcut, zi? E prima oară când te văd. Zi ce am făcut și de unde ne cunoaștem, ce s-a întâmplat, zi. Uite că vine și poliția. Nu știu, bă, nu știu, lasă-mă, că uite, am sunat poliția, că poate îmi face vreun nebun asta, vă rog. Păi eu știu de unde e. Uite că a venit și poliția. Bă, e prima oară viața mea când chem poliția. Să rămână. Vă salut. Ce problemă aveți, ce s-a întâmplat? M-am trezit cu domnișoara la poartă, a intrat în curte, de fapt, la mine. Domnișoara, da? Nu știu, e prima oară care o văd. Domnișoara de aici? Da, ia.
A spus că... Nu, deci suntem și pe live, a zis și domnul polițist a spus că s-a mai întâmplat o dată cu o domnișoară la fel. Tocmai asta e și motivul pentru care am intrat pe live, ca să vadă lumea că... Da. În fine, închid live-ul că suntem acum cu domnul polițist și acum totul e ok, da? Ca să fie ok. Hai, vă pup!